Pe 8 noiembrie, de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, în localitatea Brăiești, din comuna Cornulunci, este hram. Hramul din acest an a fost mai special pentru localnici și asta pentru că a fost inaugurat căminul cultural. Manifestările prilejuite de acest eveniment au debutat cu o slujbă de sfințire, oficiată de către parohul din Brăiești. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, din propirea cu aceasta văsfințită să se depărteze toată lucrarea cea diavolească și viclană. Se binecuvintează locașul acesta prin ungerea cu acest undelemn sfințit. În numele Tatălui, amin, și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Ne bucurăm că în această sfântă zi, iată, deci biserica, satul, a avut patron și ocrotitor pe acești doi sfinți și nu în ultimul rând, pe Bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului. Iată, astăzi avem plăcerea deosebită și onoarea în același timp ca Sfinții Voievod să vegheze și acest lăcaș care s-a ridicat prin osteneala Domnului Primar, celor Domnului Senator și celor care s-au implicat în mod direct. Vedeți dumneavoastră în momentul în care ridici o casă, doar când te implici în mod personal, știi că nu te poți descurca singur. De-aia sunt multe persoane care au lucrat sau au contribuit, aș putea spune, din umbră, pe care noi nu știm, dar Bunul Dumnezeu îi știe și răsplătește fiecăruia după cum face și după cum lucrează. Astăzi avem mai multe sărbători. Ocrotitorii satului Mihail și Gavril, ramul satului, dar totodată avem și sfințirea și inaugurarea căminului cultural, un cămin foarte frumos, proiectat și executat și mai ales toată cheltuiala a fost a Companiei Naționale de Investiții de pe lângă Ministerul de Dezvoltare Regională București. Mulțumim tuturor celor care s-au ostenit și au făcut acest locaș atât de frumos. Eu zic că este făcut după chipul și asemănarea satului Brăiești. Și vă pot spune că arhitectul a mers pe jos dintr-un capăt în altul a satului și s-a uitat la casele tradiționale și exact i-a dat înfățișarea caselor vechi, caselor bucovinene și este, zic eu, unul dintre cele mai frumoase cămini culturale din zona Bucovina. Căminul cultural Brăiești a fost modernizat în 2 ani de zile cu bani de la Guvernul României. Lucrările au început acum 2 ani. Am avut un pic de probleme că inițial licitația a fost câștigată de o firmă din Brăila care a intrat în faliment. Dar norocul nostru a fost că a dat în subantrepriză și au fost procedurile mai ușoare. Deci am mers pe la judecătorul sindic, pe la București. Deci am avut de lucru un an de zile, dar dacă nu era dat în subantrepriză, nu era terminat nici acum. Așa sunt procedurile. Deci lucrarea a costat 940.000 de lei. Toți banii sunt de la Compania Națională de Investiții. Doar proiectul este al Primăriei Comunei Cornulunci. La eveniment a participat și senatorul Ioan Stan, președintele Organizației Județene a PSD Suceava, care a subliniat faptul că administrația locală Cornulunci a reușit să inițieze și să deruleze foarte multe proiecte, în total 67. Mă bucur că sunt astăzi aici și să-i dat Dumnezeu să fie cât mai des la asemenea evenimente. Domnule primar, vă mulțumesc de invitație și vreau să vă spun că cinste părinților Creavă și fiu.
cinstire satului, pentru că a avut inspirația să vă dea încă o dată votul. Cunosc mult din activitatea dumneavoastră, știu că în curând aveți avizat și alt cămin, în curând aveți în comune avizată și o sală de sport. Exact, este doar. Da. Și la cât mai multe obiective. Eu mulțumesc și de câte ori va fi nevoie, voi sta alături dumneavoastră cu un sfat, cu ceea ce trebuie ca să facem ceea ce trebuie pentru comuna Cornuci. Manifestările prilejuite de inaugurarea căminului cultural Brăiești au culminat cu un bal al gospodarilor de la ora 20. În afară de tinerii talentați din comuna Cornuluncii, la bal au mai fost invitați membrii ansamblului folcloric Arcanu, fanfara de la Calafindești, Călin Brăteanu și formația Record.